400 de elevi călărășeni au fost prezenți în sala de spectacole Barbu Știrbei la întâlnirea cu Andreea Paul, conferențiar universitar doctor al ASE București și președinte INACO. A fost o dezbatere interactivă despre revoluția tehnologică și copiii viitorului. Bună ziua! Bună ziua! În sfârșit, călărășeni, copii minunați, tineri frumoși cu viitor fabulos. Din acest moment am nevoie de atenția voastră. Astăzi o să facem un tur virtual în ceea ce numim noi lumea de mâine. Piața muncii în care voi veți fi invitați să creați locuri de muncă sau să vă angajați. Câți dintre voi știu astăzi în mod clar care este meseria dragă sufletului lor spre care foarte probabil se vor îndrepta la vârsta majoratului? Mâna sus! Deci nu mulți! Aproape 4-5 dintre voi astăzi nu știu să răspundă la întrebarea: dar mie ce meserie mi s-ar potrivi? Care este acea zonă, acel domeniu de activitate, acea industrie unde eu o să merg cu zâmbetul pe buze la serviciu ca să-mi facă plăcere? Numele meu este Andreea Paul. Sunt conferențiar la Facultatea de Relații Economice Internaționale. Studenții mei îmi spun pe numele mic Andreea. Și sunt însoțită de către profesioniști voluntari ai comunității INACO, Inițiativa pentru Competitivitate, alături de care am scris Ghidul Meseriilor Viitorului. De este vorba despre Ioana, masterandă la Facultatea de Relații Economice Internaționale, și Anca, doctor în economie. Sorin este cel care ne ajută cu partea foto-video. Ghidul Meseriilor Viitorului este liber accesibil. Este o carte digitală, așa cum voi sunteți generația nativă digital. Cei care au frățiori sau surioare știți deja că ei învață să folosească telefonul mobil înainte să învețe să vorbească sau să meargă. De aceea se și numesc generația copiilor de cristal, de la cristalele din ecranele noastre. Toți puteți accesa pe telefonul mobil sau pe un calculator conectat la internet acest proiect. Pe fiecare pagină am text puțin, așa cum vă place vouă, și o poză. Poza are un hyperlink. Asta înseamnă că mergeți și faceți click pe poză pentru a vă arunca într-un spot video care vă dovedește că tot ceea ce urmează să vă povestesc există deja undeva în lume și că nu este de ordinul SF, așa cum va părea la prima vedere. Despre ce vorbim de fapt astăzi? Despre a patra revoluție industrială. Se numește Revoluția Digitală 4.0. Pe cale de consecință au existat altele trei. Cine are idee dintr-o sală atât de frumoasă care sunt primele trei revoluții industriale? Mâna sus! Nu vă înghesuiți așa de tare! Prima este cea a motorului cu aburi și poartă numele de Revoluția Mecanizării. Doamne Filoudar, nu mai dăm cu sapa! Tractorul rezolvă treaba. A doua este datorată lui Edison, un nebun frumos care a creat becul. Și Revoluția Electricității a ridicat foarte mult standardul de calitate a vieții noastre de zi cu zi. A treia revoluție este a noastră, doamnelor și domnilor profesori, părinții de astăzi, revoluția calculatoarelor. Să nu râdeți foarte tare dacă vă spun că noi, adulții de astăzi, am învățat să tastăm cu viteza melcului.
când eram la liceu. A patra revoluție digitală, cea în care voi sunteți de data aceasta actorii principali, se numește Revoluția Digitală 4.0. Și ea este adusă de câteva mega tendințe tehnologice, ce vin din robotică, din imprimare 3D, din blockchain, din internetul tuturor lucrurilor, din transportul autonom, din noi resurse ale viitorului la care omenirea nu s-a gândit până în prezent. De la bun început trebuie să vă spunem că au apărut și au dispărut mereu locuri de muncă. Niciodată în istoria umanității, viteza cu care apar și dispar locurile de muncă nu a mai fost egalată. Câți dintre voi știți, de pildă, ce înseamnă meseria de lampagiu? Mâna sus! Dar de căruțaș! Lampagiul era cel chemat să pună gaz în lămpile pentru iluminatul public, înaintea electricității. Nu mai există această meserie. Dar să știți că lampagii au fost foarte supărați pe această revoluție a electricității. Pentru că locurile lor de muncă dispăreau. La fel, căruțașii. A apărut automobilul, apoi avionul, vaporul și nu numai. Și astăzi nu mai e nevoie de aceste meserii. Vreți să aflați cum va arăta lumea viitorului? Hai să intrăm în acest tur virtual. Robotica. Astăzi, toată munca omului care este repetitivă, care presupune efort fizic, risca supravieții omului, se robotizează. Câți dintre voi ați intrat într-un supermarket sau un mall? Mâna sus! Toți! Câți dintre voi respirați acolo aer condiționat? Toți! Câți dintre voi știați că aerul condiționat pe care îl respirați în mall-urile și supermarketurile din România sunt produsul exclusiv al unor fabrici integral robotizate? Mâna sus! Este cel mai mare producător de aer condiționate din lume. Există în China și acolo, acum 5 ani, 800 de roboți au înlocuit 24.000 de oameni. Voi acasă, am să vă rog foarte tare să intrați în Ghidul Meserilor Viitorului, ediția a doua, titlul e aici, pentru a vedea toate spoturile video despre care eu vă vorbesc astăzi. Acum va părea teorie, dar când veți vedea spoturile, veți înțelege că acei roboți sunt creați de către oameni, programați de către oameni și una dintre noile meserii care apare pe harta viitorului se numește managerul de echipe mixte oameni-roboți. Pentru asta însă, nu e suficient să înțelegem doar modul în care oamenii cooperează la locul de muncă, ci este necesar să ne alfabetizăm digital și tehnologic. Doamnelor, tinerilor, frumoși, cu viitor fabulos, astăzi alfabetizarea digitală și tehnologică este la fel de importantă cum este alfabetizarea funcțională. Sau cu alte cuvinte, trebuie să știm să citim, să înțelegem ceea ce citim, să facem operațiuni elementare de matematică și să știm butona noile mașini smart. Astăzi, roboții devin tot mai umani în sensul în care copiază modul nostru de a arăta, modul nostru de a coopera, de a lăcrima și de a avea mișcări ale feței robotului umanoid foarte apropiate cu cele ale omului. Astăzi, roboții devin din ce în ce mai mici. Și ajungem la nanoroboți pe care îi înghițim pentru a ne identifica problemele de sănătate din interior sau care intervin chirurgical fără a avea tăieturi externe.
Viteza cu care se robotizează astăzi industriile lumii este atât de mare, încât imaginați-vă că în prezent Bucureștiul, cu cei aproape 3 milioane de oameni ai săi, echivalează cu un București al roboților industriali funcționali în lume în prezent. Atât de mulți sunt. Astăzi sunt 3 milioane de roboți industriali. În agricultura, domeniul care preia cel mai repede inovațiile tehnologice după industria militară, circulă deja tractorul autonom, fără șofer. Drona agricolă, robotul agricol. Să le luăm pe rând. Robotul culege fructe, legume, nu doar de dimensiuni mari, ci chiar și cireșe și căpșuni. Tractorul autonom, fără șofer, este așezat la marginea tarlalei, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, operează munca câmpului. Drona agricolă circulă deasupra plantațiilor sau deasupra animalelor în zootehnie, preia prin senzorii săi informații cu privire la calitatea aerului, a frunzelor, a pământului, le transmite noului fermier care este de data aceasta în fața unor calculatoare, iar acel fermier transmite comanda dronei agricole să se întoarcă cu erbicidul necesar, îngrășământul necesar, irigațiile necesare. Așa arată agricultura viitorului. Tot ceea ce vă povestesc acum este în imagini, în realitate, în interiorul ghidului.